73% dintre cazurile de diabet pot fi omise dacă diagnosticul se bazează doar pe valorile hemoglobinei glicozilate și mulți pacienți care ar putea beneficia de intervenții precoce nu sunt diagnosticați la timp. Sunt datele unui studiu care a inclus peste 9.000 de pacienți. Marea revoluție care a apărut în ghiduri în 2010-2011 este invalidată într-un mod categoric de acest studiu, care ne arată că folosind numai testarea hemoglobinei glicozilate, pierdem potențial 3 din 4 pacienți cu diabet zaharat. Și atunci soluția care ar fi? Să ne întoarcem noi așa la ceea ce făceau vechi egipteni, și anume la testarea nivelului glucozei în sânge, testarea glicemiei. Testele folosite pentru diagnosticul și monitorizarea diabetului au avantaje și dezavantaje. Nu putem spune că un test este mai bun decât altul, dar putem să integrăm datele. Deci să nu ne bazăm pe o singură determinare, cum este hemoglobina glicozilată, adică să nu mergem doar pe calea cea mai ușoară, ci să vedem un pacientul în complexitatea lui. Aceasta, oricum am spune lucrurile și oricum am pune sau n-am pune împreună datele despre glicemie cu hemoglobina glicozilată, de fapt, noi desemnăm un lucru și anume o abordare glucocentrică. Cu alte cuvinte, în centrul ideii de diabet zaharat stă glicemie. Glicemie care este crescută în momentul diagnosticului, după care efortul s-a concentrat, se concentrează pe a scădea această glicemie în limite normale. Cred că un drive foarte important pentru a schimba cumva lucrurile ține de percepția asupra riscului asociat bolii. Noi știm și am fost învățați în facultate, în etape istorice diferite, că diabetul nu doare. Cred că aflăm asta din primul curs de diabetologie din cele 5, care au loc la Universitatea de Medicină. Diabetul nu doare. Cred că este momentul să spunem că diabetul doare. Diabetul nu doare pentru că glicemia, de exemplu, nu irită terminațiile nervoase. Dar diabetul doare din multe alte perspective.